Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună seara și bine v-am găsit! Vă invit la Telejurnalul ore 18 pe TVR Moldova și TVR 3. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale ediției. Chișinăul vrea să exporte mai multe produse pe piața UE, iar partenerii europeni par încântați de această idee. O organizație din Chișinău a dăruit trecătorilor peste 2000 de cărți aduse din România. Opozantul rus Alexei Navalny a fost eliberat după ce a stat 20 de zile în închisoare pentru organizarea de manifestații ilegale. Vrem să exportăm mai mult în Uniunea Europeană. Republica Moldova a cerut partenerilor europeni să examineze posibilitatea de a mări cotele de export în spațiul comunitar pentru anumite produse. Unele fructe, grâul, orzul, porumbul, zahărul și chiar alcoolul etilic ar putea ajunge în cantități mai mari în Uniunea Europeană. La reuniunea Comitetului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, Ministerul Economiei s-a lăudat că potențialul de export al țării a crescut, așa că n-ar fi rău să crească și cantitățile maxime la unele produse ce ajung pe piața europeană. S-a solicitat majorarea contingentelor tarifare la struguri de masă proaspeți până la 25.000 de tone, prune proaspete 20.000 de tone, cireșe 2.000 de tone, precum și la produsele care fac obiectul unui mecanism împotriva eludării, grâu de la 75.000 de tone la 250.000 de tone, orz de la 70.000 de tone la 100.000 de tone, porum de la 130 de tone la 250.000 de tone. Cererea pare să fie pe placul partenerilor europeni, care spun că vor examina solicitarea Chișinăului, având în vedere că evoluțiile de pe piața comunitară vin în favoarea producătorilor locali. Analizând evoluția relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, participanții la reuniune au menționat dinamica pozitivă a acestora, exprimată elocvent și prin creșterea exporturilor moldovenești pe piața comunitară. Totodată, atât membrii delegației moldovenești cât și experții UE au constatat că în relațiile bilaterale există încă un potențial nevalorificat care poate majora exporturile moldovenești pe piața comunitară cu circa 15-20%, în special datorită producției animaliere. Jurnaliștii Mold Street scriu însă că cererea Chișinăului este ciudată, și asta pentru că Republica Moldova abia își asigură necesarul intern la unele produse, iar la altele nici nu poate să acopere contingentele actuale, făcând trimitere la un raport DCFTA. Lucru constatat și printr-o declarație a grupurilor de consultări interne dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, dedicate comerțului și dezvoltării durabile. Deși DCFTA creează oportunități pentru producătorii din Republica Moldova, structura exporturilor denotă o dependență majoră de sectoarele economiei bazate pe utilizarea extensivă a forței de muncă. În primele 8 luni din 2017, Republica Moldova a exportat în Uniunea Europeană mărfuri de circa 915 milioane de dolari, adică peste 64% din totalul exporturilor. În 3 ani de la implementarea zonei de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, suma respectivă ajunge la circa 3,8 miliarde de dolari. Calculatorul nu mai are secrete pentru ei. Zeci de copii din Republica Moldova au făcut primii pași în limbajul de programare la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD. Faceți cunoștință cu micii informaticieni imediat în Telejurnal. Opozantul rus Alexei Navalny a fost eliberat în această dimineață din închisoare după 20 de zile petrecute în spatele gratilor pentru organizarea de manifestații neautorizate. Navalny a publicat câteva selfie-uri pe o rețea de socializare și mesajul „Sunt liber”. De la închisoare, el a mers direct la o demonstrație împotriva președintelui Putin. Principalul lider al opoziției a mai fost de 2 ori încarcerat pentru că a organizat proteste, iar în 2014 a fost condamnat la 3 ani și jumătate cu suspendare pentru evaziune fiscală. La finalul unui proces denunțat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Mai grav, condamnarea înseamnă că nu mai are voie să participe în viața politică, lucru pe care Navalny a spus că îl va ignora și că va candida la alegerile prezidențiale de anul viitor. Liderii din Catalonia spun că nu vor accepta un control direct al Madridului asupra regiunii. Președintele catalan a echivalat acțiunile guvernului central cu cele din perioada dictaturii și a transmis un apel tuturor europenilor. Asta în timp ce pe străzile din Barcelona aproape o jumătate de milion de oameni au continuat să susțină independența Cataloniei. Criza politică din Spania este departe de a fi încheiată. Președintele catalan a denunțat în termen dur planul Madridului de a impune un control direct asupra regiunii autonome, pe care l-a catalogat drept o relicvă a regimului dictatorial. Lo que se está haciendo con Cataluña es directamente un ataque a la democracia.
que abre la puerta a otros abusos de la misma índole en cualquier parte, no solo en Cataluña. În cadrul intervenției sale, Carles Puigdemont a vorbit și în limba engleză pentru a transmite un mesaj europenilor. If European foundational values are at risk in Catalonia, they will also be at risk in Europe. Democratically deciding the future of a nation is not a crime. Și președintele Parlamentului Regional a acuzat Madridul că orchestrează o lovitură de stat în Catalonia. Anterior, premierul Rajoy a anunțat la finalul unei ședințe de urgență a executivului activarea articolului 155 din Constituție și demiterea conducerii administrației catalane. Primero, a proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos o autoridades que a tal efecto cree o designe el gobierno de la nación. Aceste măsuri extraordinare, care trebuie aprobate de Senat în zilele următoare, vor rămâne în vigoare până la organizarea unor noi alegeri în Catalonia. Anunțul Madridului a umplut din nou străzile la Barcelona. Peste 450.000 de oameni, potrivit poliției, au demonstrat în favoarea independenței regiunii secesioniste. Italienii din regiunile Lombardia și Veneto merg astăzi la urne pentru a spune dacă vor o mai mare autonomie față de Roma. Prin acest referendum, liderii regionali vor mai multă libertate în administrarea propriilor resurse și finanțe. 11 milioane de alegători sunt așteptați la urne în cele două regiuni care adună un sfert din populația Italiei și sunt printre cele mai bogate din peninsulă. Lombardia și Veneto cotizează anual la bugetul de stat peste 50 de miliarde de euro și împreună generează aproape o treime din PIB. Votul se desfășoară până diseară la ora 23 și, potrivit sondajelor, tabăra care dorește autonomie sporită conduce detașat. Pe fondul situației din Catalonia, liderii regionali italieni insistă că votul de astăzi nu este sub nicio formă expresia unei dorințe de secesiune. TVR Moldova lansează astăzi de la ora 19 un nou produs pe piața media din Republica Moldova. Este vorba despre emisiunea Conexiuni, în care vor fi analizate principalele evenimente externe ale săptămânii. Iulian Fruntașu, moderatorul emisiunii, este în platoul telejurnalului și ne spune mai multe detalii. Bună seara, Iulian, bine ai venit! Bună seara, Victoria! De ce a fost nevoie de un asemenea produs pe piața media din Republica Moldova? Politica externă are un impact mult mai mare asupra Republicii Moldova decât ne imaginăm noi și am considerat că este foarte util, interesant să avem un asemenea produs media. În ce va consta? Ce va conține? Reportaje, interviuri? Vor fi mai multe. Nu vreau să deschid toate parantezele ca să păstrez puțin mister, ca să zic așa, dar încercăm să facem o emisiune foarte dinamică, să nu fie doar expertiză din partea experților, ca să zic așa, dar să fie una interesantă și privită bine de către telespectatorii Republicii Moldova. Pe parcurs vor fi și anumite interviuri, invitați speciali? Absolut. Avem invitat permanent și vom avea și invitat special de la caz la caz, în dependență de subiectul emisiunii. Deja mai multe detalii aflăm în această seară de la ora 19. Vă aștept la 19:00. Îți mulțumim mult, Ilan. Mersi mult. Pentru că tehnologiile informaționale îi atrag tot mai mult pe copii în fața calculatoarelor, 37 de biblioteci din țară au găzduit un atelier de programare inedit. Pe lângă faptul că au petrecut timpul util, elevii au învățat aici primii pași de programare, dând frâu liber creativității. Au fost invitați la bibliotecă, dar nu le-a pus nimeni cartea în mână. Mai mulți copii de până la 14 ani au învățat azi primele elemente de programare IT. Lecția a fost chiar mai distractivă decât s-ar fi așteptat micii informaticieni. Programul a fost creat de cei mai buni studenți americani, astfel încât limbajul de programare să pară o joacă. Încercăm să facem exercițiile pe care mi le-a dat. E pentru copii sau e pentru mărturi? E pentru copii. Da? Da. Sunt multe desene. Da, ție îți place să stai în fața calculatorului? Da. Cât timp petreci? Maximum o oră. Mă joc, mă uit pe multe aplicații, mă pe YouTube. Deloc complicat, spun copiii, mai ales că mulți dintre ei se pot lăuda deja că au experiență în folosirea calculatorului. La lecția de astăzi au fost atât de concentrați că au ajuns să vorbească în coduri. Am mai studiat și eu alte limbi de programare în trecut și din asta e destul de ușoară. În care trecut? Adică câți ani ai făcut și ai reușit să studiezi? 12.5.
12:30. Folosim acest program pentru a crea jocuri care le creăm jocuri făcute de noi datorită mai multor tablițe care le unim una cu alta, introducem în el, introducem diferite lucruri în ele, iar apoi pornim program și iese un mini-joc. Totul s-a întâmplat în Biblioteca Municipală Bogdan Petricioi cu HD-ul din Chișinău. Conducerea instituției spune că activitatea oricărei biblioteci trebuie să țină pasul cu timpurile. Noi mereu spunem că biblioteca se va transforma într-o bibliotecă hibridă și asta ar însemna că alături de carte vor fi și tehnologiile. E adevărat că acum ceva timp tot mai multe sondaje ne tot speriau că cartea electronică va lua locul cărții tipărite. Nu este adevărat. Ele merg mână în mână și în continuare. Cât timp micii programatori au fost instruiți, părinții au primit o lecție despre cum să-și protejeze copiii de riscurile din mediul online. Proiectul s-a desfășurat concomitent în peste 30 de biblioteci din Republica Moldova și a fost realizat împreună cu programul Novateca. Și-au îmbogățit bibliotecile cu cărți bune pe care le-au primit cadou. Romane, enciclopedii sau volume istorice au fost oferite gratuit trecătorilor pe strada pietonală din Chișinău. Acțiunea a fost organizată de Mișcarea Civică Tinerii Moldovei cu sprijinul României. Peste 2000 de cărți colectate și aduse din România au fost așezate pe un tricolor mare și oferite trecătorilor de pe aleea pietonală din centrul Chișinăului. Organizatorii și-au dorit ca, în acest mod, să promoveze cititul în spațiile publice. S-a bucurat să vadă cât de multă lume este interesată de cărțile în limba română. Acum am decis să facem o acțiune pe sfârșit de toamnă la Chișinău, în care să promovăm cititul în aer liber, cititul pentru tineri, de fapt cum este în capitalele europene. Deși fiecare persoană trebuia să ia doar câte o carte, mulți și-au umplut brațele. Copiii, adolescenți, părinți sau educatori s-au înghesuit la operele clasice, povești și literatură școlară. Ideea de a primi o carte în dar pentru ei sau pentru cei dragi li s-a părut interesantă. E o idee foarte bună și ar trebui să fie mai des implementată această idee. E foarte bine pentru tineri, văd că este foarte, foarte multă lume, foarte mulți copii, tineret. Foarte frumoasă și ceea ce permite tinerilor chiar să se dezvolte și pentru mine a fost astăzi ceva inedit pentru că nu m-am așteptat că o să fie atâta tineret. Cei care s-au apropiat primii de tricolorul acoperit de cărți și-au îmbogățit bibliotecile personale cu volume pe care și le-au dorit. Ceilalți au fost nevoiți să aleagă din ce a mai rămas. Am vrut să aleg anume lectura care ar fi ei interesantă, dar deși este foarte multă lume și toți vor să aleagă ceva interesant, adică am ales și eu ceva, sper să-i fie de folos. Am reușit să iau una pentru nepoțica mea numai. Dar oricum îmi pare foarte bine că am venit și îmi pare bine că lumea se îmbulzește după cărți și nu după mici. Am prins ultimele cărțulii, să zic așa, am găsit și în română ceva, prietenii din Penar, fetițele mele sunt școlărițe, deci e o cărțulie drăguță. În rând cu cei mari și cei mici au ales un volum în funcție de preferințe. Mi-a plăcut că Aladin avea două lămpi și avea o lampă și avea și un inel care îi împlinea dorințe. Ne-am ales o carte despre Abraham Lincoln de Alexandru Vianu, pentru că îmi plac foarte mult cărțile istorice. Cele peste 2000 de cărți din România s-au epuizat în mai puțin de o oră. Locuitorii din Isporin s-au mobilizat să-l ajute pe renumitul olar Vasile Gonciar să-și salveze fiul. Vasilica Gonciar a fost diagnosticat cu cancer și se află la un tratament costisitor în Turcia. Acasă însă cei care îl cunosc pe olarul de la Hoginești pun mână de la mână să-i vină în ajutor. Asta au făcut și elevii de la Liceul Mircea Eliade din Isporin, care au organizat un târg de caritate. Pe câteva tarabe improvizate în curtea liceului Mircea Eliade din Isporeni s-au vândut de toate. De la jucării de pluș până la haine, obiecte de artizanat și fructe sau legume, toate aduse de copii. S-au despărțit ușor de lucrurile lor știind că astfel salvează o viață de copil. Au cumpărat unii de la alții, iar banii adunații vor trimite fiului renumitului olar de la Hoginești, care a fost diagnosticat cu cancer. Mai mult decât atât, directorul școlii îndeamnă și pe cei mari să doneze cât îi lasă inima și cât au posibilitate.
toată suma pe care o vor aduna copiii va ajunge la clinica din Istanbul, unde este Vasilica Gonciar. Tratamentul său necesită peste 100.000 de euro, așa că toți cei care vor să întindă o mână de ajutor o pot face și pe site-ul caritate.md. Acolo găsiți povestea sfâșietoare a fiului renumitului Olar. Până acum s-au adunat aproximativ 10.000 de euro. Starețul mănăstirii Putna din România și câțiva călugări au vizitat cetatea Soroca. I-a întâmpinat chiar episcopul de Soroca, iar gazdele a fost directorul Muzeului de Etnografie și Folclor din localitate. Preoții români s-au declarat încântați de fortăreața medievală. Oaspeții din România au admirat îndelung turnurile cetății, paraclisul, cazematele și muzeul unde se află și copia sabiei lui Ștefan cel Mare și Sfânt, care este înmormântat la mănăstirea Putna, una din ctitoriile domnitorului. Pentru mine aceste nume, Hotin, Soroca, Orhei, sunt niște nume sfinte, pentru că în toate aceste locuri au murit pentru țara lor și pentru credință strămoșii noștri din acest popor. M-am bucurat că după atâția ani am revăzut icoana Sfântului Voivod Ștefan în paraclisul cetății. Ne-am bucurat, da, cetate renovată. Starețul mănăstirii Putna a vizitat de mai multe ori această bijuterie medievală din Soroca și spune că de fiecare dată a plecat plăcut impresionat. Sunt, cred că, a treia oară în cetate de acum renovată și vin cu drag și de fiecare dată urmăresc dacă s-a mai bătut un cui, dacă s-a mai făcut ceva, dacă mai e ceva. Și de fiecare dată când găsesc câte ceva restaurat, pus la locul lui, acel lucrul acesta mă bucură. Avem frumoase activități comune. Încercăm să le explicăm tinerilor despre apartenența și importanța și necesitatea atașării noastre pentru Biserica Ortodoxă, pentru spiritualitatea noastră natală. Vizita dumneavoastră în Soroca, în Republica Moldova, primit cetatea miniatură așa. Mulțumim foarte mult. O vom păstra cu tot dragul. Părintele stareț Melchisedec a spus că porțile mănăstirii Putna vor fi deschise întotdeauna pentru pelerinii din Republica Moldova. Toamna, amestecul de culori niciodată la fel, poate fi o bună sursă de inspirație pentru cei aflați în căutarea cadrului perfect. Așa că parcurile devin locurile preferate pentru o ședință foto de toamnă. Imediat în telejurnal îi vedeți pe fotograf la treabă, fie că sunt amatori sau profesioniști. Se împlinesc 30 de ani de când la Brașov muncitorii de la uzina de autocamioane au strigat pentru prima dată în România „Jos comunismul!”. În memoria celor zile de revoltă a fost expus în Piața Sfatului din oraș ansamblul sculptural „Neliniștea unei lumi”, realizat de artistul și profesorul universitar Aurel Vlad. Sunt 21 de personaje care parcă așteaptă niște răspunsuri care nu mai vin. Lucrarea „Neliniștea unei lumi” a fost realizată în 2010 și a fost expusă până acum în mai multe orașe din țară unde au existat mișcări de rezistență împotriva comunismului. Ansamblul sculptural face parte din proiectul „Monumente în mișcare, memoria rezistenței”, care dorește să fie o formă de terapie prin artă de simbolizare a unor puternice experiențe istorice recente. Am vrut ca personajele mele să aibă o istorie, iar tabla uzată are o istorie. Dacă, mă rog, unele personaje, să știți că le-am făcut cu table adunate de pe biserici, altele de pe monumente, toate aruncate, dar care vorbeau de ceva. Ele sunt sculpturi temporare care au o desfășurare limitată în timp, tocmai pentru a cumva a semnaliza și apoi prin dispariția lor a da un alt fel de semnal asupra evenimentelor istorice recente. Revolta de la Brașov s-a manifestat prin prezența a mii de oameni pe străzile orașului de la Poalele Tâmpei, prin asaltul asupra clădirii Comitetului Județean, prin arderea portretelor lui Ceaușescu și prin arestarea, judecarea și condamnarea a 61 de muncitori de la uzina de autocamioane. Au dus neliniștea lor în birourile și în starea de confort a celor care au distrus ani buni viitorul acestei țări. Au avut mult curaj și pentru asta trebuie să-i felicităm și să le comemorăm amintirea. E un motiv de mândrie pentru brașoveni. Acel eveniment a însemnat pentru România un pas pentru Revoluția din 89. Lucrarea „Neliniștea unei lumi” va rămâne expusă la Brașov până la sfârșitul lunii noiembrie.
Organizația Mondială a Sănătății a reconsiderat decizia de a-l numi pe Robert Mugabe ambasador al bunăvoinței. Anunțul a fost făcut de directorul organizației. Alegerea liderului autoritar din Zimbabwe a generat aproape imediat acțiuni de protest și a atras critici din partea multor lideri internaționali. Premierul canadian a spus că la aflarea veștii a crezut că este, citez, o glumă proastă de 1 aprilie. OMS a fost acuzată că este ruptă de realitate prin alegerea lui Mugabe în condițiile în care sistemul de sănătate din țara sa este în ruină, iar președintele în vârstă de 93 de ani își face toate tratamentele în străinătate. Americanii au intrat în febra sărbătorii de Halloween, dar dacă oamenii încă își aleg hainele de petrecere, câinii de companie au ieșit ieri la o mare paradă anuală organizată la New York pentru a-și etala cele mai extravagante costume. Ce a ieșit nu mai are nevoie de niciun comentariu. Anotimpul culorilor și al peisajelor nemaipomenite. Toamna îi aduce pe oameni în parcuri nu doar pentru plimbări, ci și pentru o sesiune de fotografii, fie că este vorba de amatori sau de profesioniști în mânuirea camerei foto. Prietenii, povești de dragoste sau nunți, toate se găsesc acolo, priveliștea perfectă pentru o fotografie de toamnă memorabilă. Aleile din parcuri sunt preferate de locuitorii orașului Chișinău atunci când este vorba de sport în aer liber, plimbări sau promenade. Toamna însă le oferă parcurilor și un alt rol, cel de decor perfect pentru făcutul fotografiilor. Departe de ambuteiajele din trafic sau de înghesuiala din mall, parcurile din Chișinău se transformă toamna în adevărate platouri pentru ședințe foto. Fundalul este asigurat de splendidele culori cu care numai natura știe să înfrumusețeze vegetația. Iar fotografi se găsesc cu duiumul, fie că sunt profesioniști ai imaginii sau doar trecători care vor să imortalizeze un moment din viață. Este prima dată când am venit aici să facem poze, de asta și-am venit, pentru că este un peisaj foarte frumos. Sunt toate anuanțele toamnei, culorile care reprezintă toamna. Sunt mai mult copaci aici, putem să vedem pentru că în oraș, în asfalt, ai să găsești culorile astea. De mai bine de un an, Irina Cibârciu și Gheorghe Malăi împart la doi momentele frumoase, așa că nu puteau să rateze o ședință foto o natura ruginie din parcul Valea Morilor. Am ales să facem o sesiune foto în parc din motivul culorilor interesante care domină toamna și anumit timpul de afară care ne aduce o senzație plăcută. Cea mai accesată știre de pe site-ul nostru vorbește despre faptul că Republica Moldova dorește să exporte mai multe produse în Uniunea Europeană, deși la unele nu își poate asigura necesarul intern, iar la altele nu reușește să atingă nici cotele existente. Amănunte găsiți pe site-ul tvremoldova.md. Iar pe final să vedem datele meteo. Bine v-am găsit! Sfârșitul lunii octombrie aduce o vreme din ce în ce mai rece în Republica Moldova, cu valori termice din ce în ce mai scăzute. Mâine vom avea parte de o vreme închisă, iar seara se anunță cu ploi în mai multe regiuni ale țării. La noapte vor fi cel mult 9 grade Celsius, iar cerul va fi în cea mai mare parte noros. Maxima va urca până la 14 grade Celsius. În Chișinău, în această noapte, vor fi 7 grade la prânz, iar maxima zilei de mâine va urca până la 11 grade Celsius, cu un cer mai mult noros. În România se anunță ploi pe arii extinse, valorile termice vor varia doar între 9 și cel mult 20 de grade Celsius. Deocamdată atât, o seară liniștită.
Telejurnalul a ajuns la final. Știrele noastre sunt pe tvremoldova.md. Le puteți vedea și pe pagina de Facebook TVR Moldova, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. De la ora 19 începe emisiunea Conexiuni, iar după știrile de la București puteți viziona Gala Umorului. Eu sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu TVR Moldova, unde în câteva clipe încep interviurile telejurnalului. Să aveți o seară așa cum vă doriți. La revedere!